decizia magistrailor în dosarul în care Sorin Oprescu este acuzat de luare de mită. Cerere exploziv la DNA. Tribunalul București sublinieră a stabilit miercuri un nou termen în dosarul în care fostul primar al capitalei Sorin Oprescu este acuzat pentru luare de mită, sepelare de bani sublinierei abuz în serviciu după ce a luat 25.000 de euro mită de la fostul sublinierei al administrației cimitirelor, Bogdan Popa. Avocatul lui Oprescu a cerut, la ultimul termen, explicații privind cooperarea dintre SRI sublinierei DNA în acest dosar, în baza protocolului, însă nu a primit niciun răspuns, a sublinierea ce va retrimite o adresă la DNA, informează newsro. Dosarul în care sunt judecați Sorin Oprescu, fost sublinierea angajați ai primăriei capitalei sublinierei oameni de afaceri a fost trimis de procurorii DNA la Tribunalul București sublinierea în 20 noiembrie 2015, iar după ce a trecut prin procedura de cameră preliminar, a ajuns la judecarea în fond, în 8 iunie 2016 fiind primul termen. La termenul de miercuri, fostul primar al capitalei a ajuns spre finalul subliniere din cei, fiind reprezentat de avocatul său, Viorel Mocanu. Acesta a cerut retrimiterea către DNA adresei prin care cele informații cu privire la modul în care s-a implicat Serviciul Român de Informații, SRI, în instrumentarea acestui dosar, în baza protocolului încheiat cu DNA. Noul termen în dosar a fost stabilit pentru 23 mai. Potrivit DNA, Oprescu este acuzat ce a primit 25.000 de euro la locul încase din Ciolpani, de la Bogdan Popa, fost sublinierei al administrației cimitirelor, care la rândul său este acuzat ce a constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat ulterior sublinierei ceilalți inculpați, care avea ca scop să săvârșească sublinierea de infracțiuni de corupție, mai precis dare sublinierei luare de mită, din sume provenite din bugetul municipiului București sublinierea, grup pe care, de la finalul anului 2013, l-ar fi condus Sorin Oprescu. La data de 5 septembrie 2015, inculpatul Oprescu Sorin Mircea în calitate de primar al municipiului București sublinierea, în baza unei înțelegeri prealabile cu inculpații Popa Bogdan Cornel sublinierea Stanca Cristian, a primit de la primul suma de 25.000 euro din totalul de 60.000 euro pretins sublinierei în mod necuvenit de cei doi de la administratorii unei societăți comerciale, denunctori în cauz, în legătură cu un contract de execuții lucruri în cadrul Centrului Cultural al Palatelor Brâncovene sublinierea de la Porcile Bucure sublinierea-ului. Prin acest conduit, primarul municipiului București sublinierea nu a făcut altceva decât să valideze activitatea infracțională de subliniere urat de inculpații Stanca Cristian sublinierei Popa Bogdan Cornel, dar sublinierei menținerea acestuia din urmă în funcția de director al administrației cimitirelor sublinierei crematoriilor umane, cu luarea în considerare a posibilității numirii sale ca director la ALPAB, de sublinierea ce acesta comite infracțiuni de corupție, au scris procurorii în rechizitoriu.